Să știi, Maș, dacă ai nevoie de roșii proaspete, noi avem oamenii noștri, bineînțeles. Mai precis, pe Damiana. Bună dimineața! Bună, dragilor! În sfârșit, mă simt și o micuță în această vegetație în care mă aflu. Sunt la Solacolo, unde am parte de cea mai frumoasă seră plină cu roșii. Am cules câteva de pe jos, astea au scăpat așa, știți, când s-au cules cele frumoase. Au mai scăpat două, trei, așa, și cred că nu s-a prins nimeni că le-am luat eu. Le voi pune aici la loc de cinste. Dar voi afla mai multe despre roșiile care cresc aici, de la Georgiana, care văd că mă așteaptă deja cu un coș plin. Da. Ia spune, ce roșii avem aici? Bună ziua, în primul rând, și bine ați venit pe la noi. Azi avem roșii cocktail, roșii prunișoară și roșii sherry la dispoziția consumatorului. Să știi că, uite, eu am găsit pe jos aceste roșii, nu știu exact ce sunt. Sunt niște roșii prunișoară. Mamă, și care sunt cele mai dulci dintre cele pe care le avem aici? Toate sunt foarte dulci, fiecare are altceva. Dar toate merg cu brânză, cu salată, în salată, cu orice combinație de roșii. De asta am venit, că știți că acum practic s-a deschis sezonul salatelor și am venit să descoper care sunt cele mai gustoase și cele mai bune roșii, iar ele văd că mă așteaptă undeva la un nivel mai înalt decât sunt eu obișnuită cu roșiile. Adică eu știu că la țară mamaie punea roșiile în pământ. Da, așa este. Doar că acesta este un sistem modern, un sistem hidroponic. Ele cresc în cocos, în substrat de cocos. Ajung undeva la un 3-4 metri înălțime, de unde noi începem să le coborâm pentru a ne fi ușor să le recoltăm. Deci, practic, avem parte de o pădure ecuatorială a roșilor. Da, așa. Se poate spune și așa. Și ele cam la ce înălțime ajung? Undeva la finalul ciclului de producție vom avea în jur de 30-35 de etaje. Dar wow. Noi tot timpul suntem undeva la un, cum spuneam, 3 metri, 3 și ceva înălțime, de unde începem să le coborâm, pentru a beneficia tot timpul de un recoltat mai ușor. Și cum se recoltează? Avem niște cărucioare pe care le folosim și le recoltăm manual. De exemplu, roșiile de tip cocktail le recoltăm în ciorchine. Mai avem roșiile acestea prunișoară pe care le recoltăm tot în ciorchine. Sherry luăm și pe el în funcție de hibrid, ori în ciorchine, ori bob cu bob. Și le recoltăm manual. Mamă, deci cu alte cuvinte, durează ceva să se facă recoltarea. Nu vă puteți imagina cât de frumos miroase aici, pentru că aceste roșii au mirosul acela clasic, de roșie adevărată. Așa este, așa este. Și îmi spuneai că sunt foarte potrivite pentru salate, dar totodată cred că pot fi consumate și în diverse mâncăruri gătite? Da, în paste, de exemplu, da, dar... gustul lor cel mai bun este așa... Așa natural. Așa natural. Deci, cu alte cuvinte, ce mă gândeam eu, că poate fac și o supă de roșii, nu ar fi tocmai potrivită să fac din aceste roșioare mici. În plus, cred că mi-ar fi și greu să le curăț, să stau, să le depilez. E complicat. Așa că voi rămâne să le mănânc în starea lor naturală. Vă rog, știți unde găsesc și o pâine caldă, mă gândesc că poate s-ar potrivi foarte bine. Îți mulțumim foarte mult, Georgiana. Noi vă cam mulțumim. Atât de aici, dragilor. Înapoi la voi!